La ce se referă, de fapt, Ieri crucea și urmează mie? Nu înseamnă, știți că toată lumea a crezut că a spune că în momentul în care a făcut afirmația asta, s-a referit la, dom'le, toți trebuie să ne îmbrăcăm ca el, să ne lăsăm barbă, să ne tundem, nu, sau așa, și să ne îmbrăcăm eventual într-un sac de tine. Nu. Crucea lui, să știți că nu a fost neapărat crucea, ci realizarea voinței divine. Și atunci, realizarea voinței divine este crucea fiecare. Unde? Ieri. Era un citat pe care nu îl înțelegeam. Și la un moment dat, când a fost întrebat ce trebuie să facă omul. Și el a spus fiecare să-și facă treaba lui. Mă, treaba lui. Adică treaba lui, însemnând munca lui, însemnând meseria lui, însemnând viața lui. Ceea ce aveți voi de făcut este să vă împliniți menirea voastră. Și acum o să vă întrebați bine și care e menirea mea. Păi asta e ideea. Eu nu cred că în momentul în care s-a născut Mântuitorul știa că o să se ducă pe cruce. Eu nu cred că în momentul în care s-a născut știa foarte clar cum v-a spus și el. Cred că s-a comportat cât se poate de firesc ca un copil care era. Cred că a făcut aceeași lucru ca orice copil. Poate că n-a avut roșu în gât. Și asta cred. În orice caz, eu cred că a trecut prin toate etapele copilăriei, chiar dacă dintr-o anumită perspectivă era, poate mult mai matur decât alții. Și atunci, unul dintre lucrurile pe care voi trebuie să le învățați în viața asta este să vă aflați în menirea. Nu să vă dea cineva mână în gură, îmi spui și mie ce misiune personală am, îmi măsori și mie, dar eu ce trebuie să fac? Nu are importanță, e bine cum afli. O faci. Și mai târziu o faci. Nu-ți rămâne în următoarea. Deci oricum viața noastră este preprogramată. E preprogramată ca un, eu știu, ca o facultate. Ai examene, pe unde le iei, pe unde nu le iei. Dar oricum ajungi la sfârșit. Oricum o termin. Cu unele luate, cu unele neluate, da. Numai unii și-au licențe, unii și-au alte doctorate, masterate și alte chestii. Dar principiul e, este exact ca o facultate. Intri, nu? Admitere. După admitere, încep. Probele. Și aia, și aia, și aia, și aia. Și înveți. Și din fiecare ții niște lecții. Din fiecare etapă a vieții tale. Suma lor, știți că am înțeles o chestie drăguță de la când stăteam, când a făcut conferința cu Vlad. Și avea dreptate. Când noi avem impresia că dacă facem foarte fapte bune, contrabalansează faptele proaste. Nu! Greșit. Pentru că dacă n-ai înțeles anumite lucruri, e ca și cum la sfârșitul vieții, ai avea restanțe în anul tâi. Nu poți să treci până nu iei toate examenele. Și problema e că în spiritualitate nu merge cinci. În școală, mai merge. Mă, dar spiritualitate ca să termin, cu bine. Și o să vă spun de ce nu merge 5. Pentru că e clar că îndumnezeirea omului presupune întoarcerea la Dumnezeu. Întoarcerea la Dumnezeu, care pentru mine